Manifestările organizate cu prilejul Festivalului de Artă Medievală, care a devenit deja o tradiție, au ajuns la ediția a patra. Duminică, începând cu ora 19, a avut loc reprezentația piesei de teatru Viforul, scrisă de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Pentru început, oficialitățile au urat un cuvânt de bun venit spectatorilor. Bine ați venit în cetatea lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Astăzi deschidem cea de-a patra ediție a Festivalului Medieval. Așa, după cum cunoașteți, cei care ați mai fost și la edițiile precedente, de la o ediție la alta, festivalul capătă în amploare, în frumusețe, în forță. Spun asta pentru că la a patra ediție și-a anunțat participarea, în afară de artiști din diverse zone ale țării și cavaleri și alți luptători din diverse regiuni ale României care vor fi prezenți pe parcursul unei săptămâni întregi. Și eu vreau să vă spun, bine ați venit, ca în fiecare an, bine ați venit Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani. Sperăm că în acest an să vă captăm atenția mai mult decât în anii precedenți. Chiar organizatorii s-au străduit să facă unele activități mult mai interesante și mult mai frumoase decât în anii precedenți. Vă doresc vizionare plăcută pentru întreaga săptămână. Mulțumesc! Apoi, nostalgicii vremii lui Ștefan cel Mare au avut ocazia să-l cunoască pe nepotul acestea, Ștefăniță Vodă, care greu se lasă înduplecat de înțelepții cetății de a nu porni război cu Polonia și de a menține pacea cu turcii. Câteva fragmente din piesa de teatru vă oferim și noi spre vizionare. Încă o dată? Polonia este destul de mare, atât cât este. Și Sigismund atât de puternic pe cât este. Ce te plăci, arbore? Arborii se pleacă numai de vijelie. Măria ta. Boieri? Arbore, vrea să înnoim prietenia cu Sigismund, tocmai când mă pregăteam să intru în Podolia și Cucuția. Să-l pujolesc pe una, să păstrez pe cealaltă. Ce spuneți? De ce tăceți? Hai, spuneți o vorbă. Nu voi sunteți fatul țării? Nu pe voi se rează, mă, țara și domnul? Da, măria ta! Pe niște muți! La câte sfaturi am luat și eu parte, domnul își spunea părerea la urmă. Părerea lui fiind hotărătoare, dacă și-o spune, de ce mai vorbi? Vornice, nu ridica capul în sus. Am învățat asta de la Ștefan cel Mare și de la viteazul Bogdan. Bunicul și părintele măriei tale. Dacă v-am făcut curioși, sunteți așteptat în cetatea Suceve pentru a vedea pentru încă 3 zile reprezentațiile actorilor Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani. Luni și marți, începând cu ora 19, va mai fi pusă în scenă piesa Viforul, iar miercuri, de la aceeași oră, piesa Apus de Soare.